Pe măsură ce înaintăm în Cartea Faptele Apostolilor, astăzi continuăm de la capitolul 12, constatăm că Evanghelia se răspândește. Pentru că biserica creștină se dezvolta, nu vor întârzia să apară norii negri ai persecuției. Amplificați de astă dată de împăratul Irod Antipa, care va decide prigonirea oricui îmbrățișa creștinismul. Dar așa cum s-a întâmplat de regulă în vremurile dificile, biserica nu va fi stinsă de persecuție, ci mai degrabă stimulată și nutrită, crescând numeric și calitativ, în timp ce cuvântul lui Dumnezeu se răspândea și rodea. Trecuseră vreo 15 ani de când Iisus Hristos se întorsese în ceruri. Irod Agripa îl ucisese pe Iacov, fratele lui Ioan, alături de mulți alți martiri ce renunțaseră mai degrabă la viață decât la credință. Agripa îl capturase și pe Petru, dar acesta a fost scăpat miraculos. De fapt, relatarea acestei izbăviri a lui Petru arată clar grija și puterea lui Dumnezeu, ba chiar și un simț al umorului. Domnul trimite un înger să-l scoată din închisoare pe Petru, dar acesta credea că visează. Iar mai târziu, când Petru va bate la ușa casei în care credincioșii se rugau pentru izbăvirea lui, ei vor crede că era un duh, o stafie. De asta dată, Petru, care bătea într-una, le va striga: chiar eu sunt, deschideți! Nu ni se potrivește și nouă adesea scena aceasta? Dumnezeu ne răspunde rugăciunilor, iar noi suntem așa de surprinși. De parcă nu ne-am aștepta ca Domnul nostru să fie așa de bun și de prompt. După ce Petru le-a povestit minunea cu evadarea orchestrată de înger, s-au bucurat mult, l-au lăudat pe Dumnezeu și l-au ascuns pe Petru în altă parte, unde a rămas până când Irod va fi lovit de Dumnezeu și va muri, fapt ce va relaxa puțin persecuția. În tot acest timp, Evanghelia se răspândea cu putere în Iudeea și în Samaria. Așa se face că Luca mută centrul atenției pe Barnaba și pe Saul, care au plecat de la Ierusalim ca să se întoarcă în Antiohia. Până acum, Duhul Sfânt, lucrând în principal prin apostoli, diaconi, dar și prin alți credincioși fervenți ce fugiseră de persecuție și proclamau mesajul pe unde ajungeau, făcuse ca Evanghelia să ajungă la evreii din Ierusalim și Samaria, apoi la neamuri care l-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos, mișcând lucruri și oameni, împărăția lui Dumnezeu înainta către marginile lumii. În timpul acestei revărsări a Evangheliei, ca un fluviu ce șeșea din matcă, un rol important l-a jucat Saul, al cărui nume se schimbă în Pavel și care devine un lider proeminent, un ideolog și un purtător de cuvânt principal al creștinismului. Pe măsură ce Petru iese încet din scenă. Reamintesc că erau zilele de lucrare intensă a Duhului Sfânt, care le spune la un moment dat liderilor din Antiohia, citesc versetele 2 și 3 din Faptele 13, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Este vorba despre prima călătorie misionară a apostolului Pavel. Mai pe larg, data viitoare.